Parcul Cetății din Deva va fi gazda mai multor evenimente interesante în acest sfârșit de săptămână. Astfel, vineri 26 iulie la ora 23, din parcarea de la poarta 1 a cetății situată în spatele parcului, se va da startul la ultramaratonul Ultra Transilvania, singura competiție de profil din țară cu o lungime de peste 100 de kilometri, în care circa 30 de temerari vor alerga de la Deva la Sarmisegetuza Regia, cu trecere pe la Castelul Corvinilor din Hunedoara. Cursa de anduranță realizată cu sprijinul primăriei municipiului Deva programată a se încheia pe 27 iulie, va străbate localitățile Almășu Sec, Popești, Almășu Mic, Peștișu Mare, Hășdat, Nădăștia de Sus, Nădăștia de Jos, Călan, Strei Sân Georgiu, Ohaba Streiului, Chitid, Ocolișul Mic, Ludești de Jos, Costești și Grădiștea de Munte. Apoi sâmbătă 27 iulie, între orele 11 și 13, Parcul Cetății Deva va fi locul de întâlnire al pasionaților de tehnologia viitorului. Echipele Robotics și Robo-Y din Hunedoara și Decebal Tech din Deva organizează în parteneriat cu Primăria Municipiului Deva și Serviciul Public de Întreținere și Gospodărire Municipală Deva evenimentul Robotica la Poalele Cetății. Atunci vă puteți întâlni cu roboții care au reprezentat județul la competiții naționale și internaționale și cu creatorii lor, elevi și profesori de la Colegiul Național de Informatică Traian Lalescu din Hunedoara și de la Colegiul Național Decebal din Deva. Primăria Municipiului Deva vă invită în data de 28 iulie și până în 1 noiembrie de la orele 18 în fiecare zi de duminică în Parcul Cetății, la concerte live ale trupei Old Band. Melodiile care au fascinat o lume întreagă pot fi ascultate timp de 3 ore de către toți cei care își petrec serile de duminică în zona Filigoriei din Parcul Central al orașului. Proiectul Old Band sau Trupa Veche se află la a 7-a ediție, iar concertele din inima parcului readuc în prim plan piesele care au făcut istorie.